salutare și bine ați venit la un nou clip. Astăzi vom face un cocoșel de pădure la cuptor. Ăsta e cocoșel de pădure, eu am cocoșel de șez. Pentru asta vom avea nevoie de un cocoșel de pădure sau de șez, foi de dafin, cepulică, piper, ceapă, roșii, usturoi și... Și? Și? Ce? Aia, de asta. Rozmarin. Rozmarin, sumeu rozmarin. Vezi. Bun. Pentru asta avem nevoie de... De tine. De mine. Ce facem acum? Curățăm ceapa, dragă. Curățăm ceapa, haos. Curățăm... Ceapa. Cepulica. Ceapa. Ceapa! Se spune pardon. Pardon, scuze-mă. Vreau știu și limbi străine. Dau limbi la... știu limbi străine. Ia, ce vreau. Bun. Curăcem ceapa, pregătim totul și revenim. Și neapărat avem nevoie de o bere nepasteurizată. Aici am pus o lingură de un soare, n-am pus ulei, așa e rețeta. Ceapa am tăiat-o și o să pun, să fac un pat de ceapă pentru cocoșel. Îmi ține cocoșelul un pat de ceapă. Hai, pune. Să nu sunt altceva. O să pun și roșii. Pune, pune. Pun iubirea mea. Păi... Îți pare că nu pun? Te amețești cu roșia în mână. Ce ai? Da. Sunt unde pe mâini. Că am spălat cocoșul. Nu știu. Cocoșul mi l-ai spălat. Da. Acum? Aici am mai tăiat un pic de ceapă, roșii ce-a rămas. Usturoiul și o să-l băgăm în cocoșel. O să-l băgăm înăuntru. Oare cum îi crezi cu cocoșelul ăsta, să-i spune cocoșel de pădure? Este micuț, de-aia e cocoșel, nu-i cocoș. Dar nu-i crescut în ferme, a? Crescut? Pe munte. Pe muntele Athos? Doamne! Așa? Se băgăm aripiarele de desubt, așa. Vezi că îl doare! Îl doare ăla e. Pune-mi aici. E îndoit aripa. Da. Bine, bravo ție. Separat. Deci un cățel de usturoi l-am tăiat și l-am băgat înăuntru. Așa. Și celălalt doi i-am răzălit. Așa. O să punem... Hai. Rozmarinul punem aici. Prin cocoșelul tău, bere. La plăcere. Da. Deci aici peste usturoiul răzălit, băgăm boabe de piper, puteți să puneți sare dacă o să mi-o aduci. O aduc. Două, trei băi de dafin și bere, facem un fel de cocktail pentru cocoșel. Dacă tu crezi că nu ții cocoșelul în, acolo... Bine, dragă. Bun. Cred că e de ajuns. Sare, nu? Da, o să pun peste. Dacă nu mi-ai dus-o. Mama, mama, deja ai îmbătat cocoșelul. Bine, dragă. Ți l-am îmbătat, sorăcuțul. Eu mai adaug condimente. Mie îmi place să fie foarte condimentat. Chiar dacă nu-l mănânc eu. Dar cine mănâncă cocoșelul? Tu o să mănânci. Eu și tu nu mănânci cocoșelul? Nu, ți-l mănânci tu singur cocoșelul. Mănânci tu singur cocoșelul, dar eu pot mânca un cocoșel? Încă n-am îndoi, tu muști din cocoșel. Ce zi muști că dau pe aia? Cocoșel. Mai trebuia ceva că nu mai știu. Nu, atât. Sarea. Sarea. Da, am pus condimente cu sare împreună. Bun, acum îl băgăm la? Cuptor. Cât? 40 de minute și pe urmă vedem dacă mai trebuie lăsat. Da, depinde fiecare ce fel de cocoșel are. Lasă cocoșelul. Mai pui bere? S-ai de ajuns. Pune mai un pic să dar... Mai îmbeți un pic? Îi dau la gură? Dă-i la gură. Aaaa! Ia și tu gură. Să o crezi.
Știi, mă, bun. Gata. Cocoșul meu de munte este gata. Așa arată. Miroase demențial. Ai, ai, ai. Ca să vă dați seama cât de mare, uite, palma mea și uite cocoșul. Eu odată și l-am băgat în gură și gata. Cocoșelul. Arată foarte bine. Vă invit la masă. Vă aștept cu drag. Și să încercați și noi și să vă scaldați cu o blondă pasteurizată sau nepasteurizată, cum vreți voi. Numai bine și nu, să-mi spuneți dacă vă place, vreți și voi să încercați această rețetă. Eu știu, cocoșelul vă așteaptă. Au, Alina? Ce? Zici și tu că-i pupi. Cine? Pe abonați. A, da. Pupă-i. Nu, pupă-i. Nu, pup. Numai bine. La revedere.